Bună seara! Hai să ne blocăm mașina. Am venit în mod deliberat aici pentru că știam că e o problemă, generase și discuții referitor la rețeaua de termoficare care traversează strada. Inițial ea era așa cum se vede aeriană, acum cu lucrările care au avut loc, de aceea e disconfortul de aici, a fost trecută în subteran și evident că lucrăm cu dorelii noștri. Discuții și azi dimineață în ședința operativă, să-i lămurești că acum asta trebuie să plece de aici, așa că până săptămâna viitoare se vor mobiliza să o demonteze. Mai avem o problemă și de-aia am și venit să văd, chiar se vede aici la fața locului, sunt și câteva rețele, printre care chiar și de curent ceva. Mâine identificăm cine sunt proprietarii, care firme sunt cele de telefonie, cele de telecomunicații și dacă sunt de curent, să le desfacă și să se poată apuca să o dea jos, că arată urât. Și evident să se întărească betonul care e pus ca prim strat și apoi să frezăm și să asfaltăm toată strada. Nu cred că se termină săptămâna asta, dar în cursul săptămânii viitoare sperăm să închidem balamucul de aici, că deja ne-am cărunțit. Și povestea asta plină de țevi, rugină și într-o vreme fluturau și tot felul de reclame, o să dispară de aici și atunci intrăm, să spunem, într-un regim de normalitate și de oraș civilizat. Am vrut să vin așa cum am spus aici, tocmai pentru a-și demonstra că știm situația, că știu problema, nu fugim de ea, doar vrem să o rezolvăm, inclusiv strada se reface toată, că de acum ce a fost asfalt odată nu mai este aproape nimic și încetul cu încetul să închidem subiectul lucrărilor de aici și să ne vedem cu bine, sănătoși și voioși și cu optimism. Noapte bună, gânduri bune de pe fosta stradă Peneș-Curcan, acum deja suntem pe Aristide Dragomir, am trecut de Mirocostea. Doamne ajută, seară minunată!